Desigur, asta nu sunt vremuri normale. Acest virus ne-a afectat cu toți și în special și din punct de vedere privat, la interacțiunile sociale și din punct de vedere profesional, cu toate complicațiile și toate problemele care duce la sectoare foarte importante ale economiei. În ceea ce privește transport, eu cred că suntem între cei norocoși care au fost mai puțin afectați, în sensul că marfa se muta, se mișca și trebuie să ne activăm cu toate precauții posibile în vederea protejării sanității din toate operatorii, din toate persoane care sunt operatori în transport. Noi ca cefi mergem mai departe și dorim să fim alături din clienții noștri cu serviciile noastre și produsele noastre, în special în momentele astea mai complicate în care drumurile sunt mai dificile. Sufletul nostru este și aproape din toți cititori din Suceava, unde ar trebui să suntem pe zilele aceasta o conferință foarte importantă din sectorul privat. Eu sunt convins că se va ține această conferință și sunt convins că împreună vom putea depăși acest moment dificil. Toate cele bune la toți noi din domeniul transporturilor și toate cele bune la toată România. Mulțumesc!